Și subiectul referitor la cheltuielile efectuate pentru organizarea zilelor orașului a provocat discuții aprinse în ședința de astăzi a Consiliului Local al Municipiului. Cu atât mai mult cu cât, întrebat fiind, primarul Nicolae Barbu nu a vrut să dezvăluie numele firmelor care au efectuat sponsorizări, pretinzând că este o informație confidențială, chiar dacă între acestea sunt și societăți din subordinea Consiliului Local. Cu privire la subvenții, să nu ne trezim după ce votăm, când ne asumăm o mare responsabilitate în Consiliul Local. Eu cred că asta e de partea, ține de partea executivă și nu știu dacă era strict necesar să fie aprobat de Consiliul Local. Mie mi se pare ceva ascuns în spate la toată chestia asta și să încearcă din partea executivului să ne asumăm noi această responsabilitate, cum de fapt domnului primar îi place de fiecare dată să ne se spună că Consiliul Local. Eu am propus, voi ați votat. Oameni buni, eu nu votez acest lucru cu riscul că, că zilele cu orașul nu se mai țin. Eu nu votez. Fiindcă mi-e frică, se va întâmpla la fel ca și la Craiova. Ce s-a întâmplat cu primăria la Craiova. Și nu am chef să răspund. Un alt subiect care a provocat suspiciuni este cel privind alocarea spațiilor pentru firmele care comercializează diverse produse în zona unde se desfășoară zilele orașului. Aceste spații au fost încredințate de către primărie unei singure firme, iar aceasta decide cum sunt și cui sunt repartizate.